împreună în acest loc. Este o zi deosebită pentru că stăm în fața Domnului. Și așa cum spune Eclesiastul, capitolul 5, trebuie să ne păzim piciorul când intrăm aici în casa Domnului. Să fim atenți la atitudine, să fim atenți la limbile noastre, la felul cum luăm aminte la ce se spune aici. Pentru că chiar dacă vremelnic unii dintre noi suntem folosiți pentru a fi limbile Domnului, de fapt nu noi suntem aceia care vorbim, ci este cuvântul viului Dumnezeu, acela care de fapt ne-a dat tot ceea ce avem și tot ceea ce suntem. M-am gândit pentru astăzi la o lecție din Cartea Apocalipsei. Capitolul 3, de la versetul 7, este acolo arătată o biserică, penultima dintre biserici, Biserica Filadelfia. Și această biserică, sigur că își are meritele ei, și așa cum am mai discutat și altă dată, cu alte, să zicem, posibilități, e unica biserică căreia nu îi se reproșează absolut nimic. Absolut nimic. Ar mai fi și prima biserică, Efes, dar acolo există o mică, să zicem, atenționare în sensul că ceea ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea din tâi. Dar avem o altă biserică care, într-adevăr, acea biserică n-are nimic să-i se reproșeze. Deci, a doua biserică, care este biserica suferinței, deci nimic nu se spune acestea. Penultima, a șasea biserică, este oarecum dojenită, dar foarte fin și foarte atenți trebuie să fim când citim acolo. Pentru că ai puțină putere. Poate că nu ne-ar conveni cuvântul acesta cineva să vină în adunare la noi aici sau la orice adunare să spună: voi nu aveți prea multă putere. Ei, bisericii Filadelfia i s-a spus: pentru că ai puțină putere. Și să citim acest anunț a Domnului către biserica Filadelfia. Deci spuneam că capitolul este 3, versetul 7 până la versetul 13. Și îngerului bisericii din Filadelfia scrie: iată ce zice cel sfânt, cel adevărat, cel care are cheia lui David, cel care deschide și nimeni nu va închide. Cel care închide și nimeni nu va deschide. Știu faptele tale, iată, ți-am pus înainte o ușă deschisă pe care nimeni nu poate să o închidă. Pentru că ai puțină putere și ai păzit cuvântul meu și n-ai tăgăduit numele meu. Iată, îți dau din cei care sunt în sinagoga Satanei, care zic că sunt iudei și nu sunt, ci mint. Iată, îi voi face să vină să se închine la picioarele tale și să știe că te-am iubit. Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele și eu te voi păzi de ceasul încercării care va veni peste toată lumea ca să încerce pe cei care locuiesc pe pământ. Iată, eu vin curând. Păstrează ce ai ca nimeni să nu-ți ia cununa. Pe cel care va birui îl voi face un stâlp în templul Dumnezeului meu și nu va mai ieși afară din el, voi scrie pe el numele Dumnezeului meu și numele cetății Dumnezeului meu, noul Ierusalim care se coboară din cer de la Dumnezeul meu și numele meu cel nou. Cine are urechi să asculte ceea ce Duhul zice bisericilor. Aceste cuvinte din urmă, de fapt, sunt arătate și amintite fiecăruia dintre cele șapte biserici. Fiecare este atenționată. Dacă are cineva urechi, să asculte ce zice bisericilor Spiritul. Când ne uităm la această descriere,
destul de scurtă, dragi frați și surori. Ea cuprinde și se întinde pe o perioadă destul de lungă, aproape 300 de ani. Aproape 300 de ani, deci în această perioadă se derulează toate aceste evenimente arătate aici. Dar nu-i singurul loc unde se vorbește despre această perioadă. Mai avem încă un loc în capitolul 10, tot din Cartea Apocalipsei, și încă un loc în Apocalips 11, cu 11, unde de fapt se amintește un aspect foarte interesant și spune așa: dar după cele 3 zile și jumătate, Duhul de viață de la Dumnezeu a intrat în ei și ei s-au ridicat în picioare și o mare frică a căzut peste cei care îi priveau. Această relatare se referă la cei doi martori. Și am învățat cu toții că cei doi martori sunt cele două cărți ale Scripturii, Vechiul Testament și Noul Testament. Și ați observat că aici spune că după 3 zile și jumătate acești martori se vor scula în picioare. Ei, spuneam că această perioadă nu e o perioadă scurtă, destul de lungă. Tot ceea ce am auzit relatat aici, atât în capitolul 3 cât și în capitolul 11, e o perioadă destul de lungă în care se relatează aceste fapte. E un fapt istoric. Cineva spunea sub forma următoare: biserica aceasta a Filadelfiei, deci, a început în cea mai întunecată perioadă a istoriei bisericii adevărate. Când era cea mai mare întunecime, când de fapt sfinții celui preanalț au fost învinși de sistemul papal și în cele din urmă, deci, au fost reduși la tăcere. Nimeni n-a mai avut dreptul să spună absolut nimica. Și atunci, sistemul, împreună cu capul său și inclusiv Satan, care a conceput sistemul acesta, de fapt, a fost împărăția pe care Satan, deci, a făcut-o ca să prefigureze împărăția viitoare și să înșele pe toți locuitorii de pe pământ ca, în fine, tot să se închine acelui sistem. Și să îl preamărească pe cel care era în capul acestui sistem. Să nu uităm că în vechime, în Vechiul Testament, avem tot o imagine de 3 zile și jumătate sau 3 ani și jumătate. Vă amintiți că 3 ani și jumătate la cuvântul unui om, da, care s-a înfățișat în fața unui împărat, Ahab, și a spus: viu este Domnul, că în anii aceștia nu va fi ploaie decât după cuvântul meu. Oare o fi crezut Ahab lucrul acesta? Nu. Dar a rămas ca să experiențeze, să vadă că ce a spus acest om al lui Dumnezeu se va adeveri. Și știți ce s-a întâmplat, nu-i nevoie să amintim toată istoria, numai că la finalul celor 3 ani și jumătate, da, era momentul. După ce îl caută, se pare foarte mult, deci Ahab și cu unii din poporul lui Israel pe Ilie, în sfârșit Ilie li se înfățișează, dar se înfățișează în fața unui slujbaș, care le informează că nu există împărăție în care să nu te fi căutată Domnul meu împăratul. Și când nu te găsea acolo, îi punea pe oamenii aceia să jure că nu ești acolo. Aici zace o lecție foarte interesantă. Sistemul care îi prefigurat prin Ahab și soția sa, Izabela, s-a străduit, dragi frați și surori, ca să aibă grijă ca nici unul din adevărate sfinți al lui Dumnezeu să nu fie pe la ei, tot să fie reduși la tăcere. Aceasta e perioada Filadelfia. O perioadă de aproape 300 de ani în care n-a plouat pe pământ. Nu vorba de ploaia literală, ci vorba de o ploaie spirituală. Cei doi martori au fost luați, închiși, puși în sacii limbilor moarte și reduși la tăcere. Dacă ne coborâm un pic în urmă cu aproape 500, mai mult de 500 de ani, că anul trecut, în 2017, la 31 decembrie,
octombrie, da, nu decembrie, da, mulțumesc frate Gavrilă, s-au împlinit exact 500 de ani de la o mișcare extraordinară. Mișcare care era amintită aici în Apocalips 3, unde se spune că pentru că ai puțină putere. Înainte cu câțiva ani, cu 34 de ani, de 2017, se năștea în casa unui țăran din Germania un băiat. 1483. Numele lui era Martin Luther. Acest băiat se pare că, născându-se în sistem, a intrat în sistemul respectiv și a fost unul din cei ce susțineau acest sistem. Până la cam aproximativ, se pare, 28 de ani, acest tânăr care a trecut prin facultățile timpului de atunci și a învățat, deci se spune că toate catechismele bisericii din vremea aceea, din întâmplare a intrat într-o bibliotecă. Unde a găsit cartea aceasta? Vă spuneam cu ocazie că locul peste care a dat Luther prima dată în cartea aceasta a fost întâmplarea cu nașterea Anei care l-a născut pe Samuel. L-a impresionat atât de mult acel aspect, cum unul care era, se pare, atât de mic, a reușit să răstoarne, de fapt, un sistem întreg. Și acesta era Samuel. Foarte interesant. Și când ne uităm în această carte Apocalipsei, capitolul 3, vedem, într-adevăr, că această lucrare extraordinară întreprinsă de acest om a fost, de fapt, ceea ce voise Dumnezeu, ca în cel mai negru și întunecat ceas al timpului, evului mediu, să scoale un tânăr care să aibă curajul, să aibă curajul să se împotrivească sistemului de atunci. Vă imaginați, fraților, oarecare dintre noi rezistam în fața unui asemenea sistem? Și alții au încercat să răstoarne sistemul și n-au reușit. Și au fost arși pe rug. Luther era conștient de faptul acesta că dacă nu reușește să aducă adevărul în fața acestui sistem și să îl reducă la tăcere, va sfârși ca și predecesorii săi. Acest lucru nu l-a îngrijorat foarte tare pe Luther. Dimpotrivă, el a avut încredere în Dumnezeu. Intrând în acea bibliotecă, deci așa cum am spus, el a citit ceea ce deci, l-a impresionat foarte mult. Și s-a gândit, oare, citind în această carte, potrivește sistemul pe care eu îl servesc cu ceea ce scrie în cartea aceasta? A văzut prețul răscumpărării depus de Domnul nostru Iisus. A văzut iertarea de păcate prin cine se poate face. Și el trăia în perioada când, voi știți, Ioan Tetzel, da, care era negociator și vânzător de indulgență la păcat. Cu, de fapt, cu atot știința papei Leon al X-lea. Acest papă era pe tron la vremea respectivă și care... Deci a dat un edict de iertarea păcatelor. Deci acest om a încălcat de fapt toate previziunile Scripturii. Luther când a văzut în Scriptură cum se pot ierta păcatele, l-a indignat foarte mult lucrul acesta. Și prima dată când și-a început lucrarea, deci el cam la 28 de ani a început să studieze aspectul acesta. Apoi au trecut 7 ani până când în sfârșit s-a prezentat prima dată în fața acestui om, Ioan Tetzel, și căruia i-a adus în față tot adevărul referitor la cine poate ierta păcatele. Tetzel nu i s-a putut împotrivi. Și-a luat tălpășița, spune istoria, și-a plecat. Dar împotrivirea nu s-a terminat aici, dragi frați și surori. Aș vrea să citim din istoria care s-a petrecut la vremea aceea și în care unii istorici au înregistrat ceea ce s-a întâmplat la vremea aceea. Da, iată ce spune un alt istoric. În timp ce spuneam pontificile,
adică Roman Papa, dormita plictisit și fără grijă pe tronul papal în marea eparhie de sub stăpânirea sa, părea totul liniștit și supus și în timp ce martorii vrednici și credincioși ai adevăratului creștinism erau aproape să-și piardă orice speranță că vor putea înfăptui reforma dorită, deodată în anul 1517 apare pe scena lumii religioase un bărbat necunoscut și prea puțin însemnat. Așa lucrează Dumnezeu, fraților. Nu prin cei mari, nu prin cei care au carte, au școli, nu. Un om care nimeni nu lua în seamă. Ba mai mult făcea parte din o tagmă preoțească, vom vedea puțin mai jos. Da? Deci a ridicat un om, da? El s-a ridicat ca o vijelie, ca o hotărâre și voință, cu o hotărâre și voință neclintită împotriva ambiției trufașe și a despotismului papal. Acest bărbat extraordinar era un călugăr augustin aparținând tagmei călugărilor cerșetori. Observați? Ați văzut în zilele noastre de astăzi asemenea călugări care cerșesc? Ați dat bani acolo? Deci nu, da? Vedeți? Obiceiul e atât de vechi, de putem merge în urmă cu 500 de ani și iată în zilele noastre de astăzi că încă se mai practică acesta. Da. Acest bărbat extraordinar era un călugăr augustin aparținând tagmei călugărilor cerșetori, se numea Martin Luther, născut în Elsebeen, da, în Germania, în anul 1483. Îndeplinea și funcția de profesor de teologie la Universitatea din Wittenberg, înfățișată de fapt și înființată de Frederic Înțeleptul, principe de Saxonia, înainte cu câțiva ani. Leon al X-lea ocupa atunci tronul papal. Deci am observat aici, în descrierea acestui istoric, că papa era atât de liniștit pentru că i-a pus la punct pe toți ereticii. I-a ucis, i-a nemicit și i-a redus la tăcere, inclusiv cei doi martori, ca să nu mai poată nimeni afla adevărul. În această situație se găsea acest om extraordinar. Mi-au adus aminte de cuvintele Apostolului Pavel care spune: aduceți-vă aminte de mai mari voștri și urmați-le exemplu. Bine face istoria că uneori evocă asemenea caractere și le scoate în relief. Iată, după 500 de ani, dar tare puțin iau aminte la aceste amintiri extraordinare. Libertatea noastră se datorează și acestor oameni care au început, de fapt, marea reformă, care au dat lovitura de moarte, de fapt, sistemului din timpul respectiv. Mai departe, autorul spune legat de aceștia. Deci, în timpul acesta, acest prinț a înființat acea universitate din Wittenberg și, într-adevăr, deci, iată, Martin Luther preda acolo ore de religie. Da. Îndrăznețele, de fapt, atacuri ale acestui nou vrăjmaș al papei erau aprobate și încurajate de mulți. Dar știți cum, fraților? Tacit. Da, suntem de acord. Ne revedem noi în oglinda aceasta sau nu uneori? Auzim anumite aspecte că se întâmplă, dar nu avem curajul să spunem absolut nimica. Tăcem și atunci trecem, de fapt, ca cei ce nu protestează, ca unii care tac, sunt de acord cu sistemul și mergem înainte. Luther n-a fost unul din aceștia. Deși avea mulți susținători care îl susțineau la vremea respectivă. Dar puțini credeau în izbânda luptei lui. Părea cu neputință că acest nou David, curajos, să poată răpune pe uriașul Goliat. Vă imaginați sistemul acela care era atunci? Extraordinar să te scoltu un om, da,
Ce a fost aceasta decât puterea lui Dumnezeu care i-a fost inspirată acestui bărbat? Vom vedea prin ce a trecut acest om și mă grăbesc să citesc deci, aceste lucruri. Da? Și acesta, deci, împotriva căruia au luptat timp de veacuri atâți eroi creștini, zadarnic însă, nici una din însușirile sau talentele ce distingeau pe acest Luther nu era dintre cele obișnuite. Spiritul său era cu adevărat mare și fără egal, memoria sa cuprinzătoare și ascuțită, răbdarea sa în suportarea dificultăților și a încercărilor era uimitoare, munca nu l-obosea niciodată. Ar fi însă greșit și nereal a susține că acest bărbat excepțional a fost scutit de greșeli și de slăbiciuni. Ca de fapt toți reformatorii, toți au greșit, toți au avut slăbiciuni. Dar nu în aceasta trebuie apreciați acești oameni, ci în lucrarea și munca pe care ei au făcut-o. Dar dacă nu ții în seama de influențele morbide, adică nesănătoase ale epocii sale și de religia în care a fost educat, atunci probabil mai puține lipsuri i-am putea găsi care să merită să fie semnalate. Prima ocazie, de fapt, i s-a prezentat pentru a-și expune convingerile într-o epocă întunecată plină de riscuri. A fost întâlnirea sa cu călugărul dominican Ioan Tetzel, ceea ce deja am spus și voi trece peste acest episod. Da, primul care, de fapt, l-a înfruntat, Luther, a fost Tetzel și care, așa cum am spus în cele din urmă, și-a luat tălpășița și-a plecat din localitatea respectivă și n-a mai avut influență să vândă indulgență, pentru că Luther deja își arătase învățăturile și arăta în scriptură, deci locurile unde, iată, nu se poate negocia cuvântul lui Dumnezeu cu bani umani. Da, ceea ce, iată, uitați-vă, după 500 de ani, oamenii încă cred că îl pot plăti pe Dumnezeu cu banii lor. Încă cred lucrul acesta. Și îs creduli. De aceea, iată, unii, cum spune aici, vom vedea, unii care sunt șarlatani profită de lucrul acesta. Da. Atunci Luther nu și-a mai putut stăpâni dreapta indignare, ci și-a ridicat glasul și-a osândit cu energie afacerea cu indulgențele și toate nelegiurile papismului în cele 95 de teze afișate pe ușa bisericii din Wittenberg. Asta s-a întâmplat la 31 octombrie 1517. Subliniind că papa este complice la această fără de lege, îngăduind ca nenorocitul popor, ignorant și fricos, să fie înșelat de astfel de mincinoși și șarlatani. Și făcându-l să-și piardă încrederea în Hristos. Acesta a fost începutul și temeiul revoltei care a zguduit atât de puternic biserica, a întunecat strălucirea papilor trufași și despos și a știrbit mult din gloria și puterea lor. Da. Astfel, de fapt, istoria ne arată acest important eveniment care a însemnat începutul împlinirii profeției cu privire la ridicarea în picioare din Apocalips 11:11 a celor doi martori. Deci, iată, Luther a scos la lumină relatarea acestor doi martori. În cele din urmă, sigur că noi vedem că această lucrare începând cu Luther, ea a continuat și s-a dus mai departe, de fapt în care, de altfel, mulți oameni au contribuit la aceasta. Aici avem o întreagă listă care începe, de fapt, cu Luther. Deci, și ne arată că primul dintre ei care a protestat împotriva sistemului și care a scos cei doi martori la lumină a fost Martin Luther, da? Apoi al doilea a fost Philip Melanchthon. Ce ați studiat istoria pe timpul comunismului? Nu știu dacă mai există acum. Știți că avem o poză cu Melanchthon în istoria Evului Mediu. Da, vă amintiți de lucrul acesta. Apoi ne amintim de Ioan Calvin, Zwingli. Da, mai departe,
Ioan Ranclin, Wilhelm Farel, Latimer, Nicholas Ridley, Ioan Knox și alții. Mai târziu au apărut frații Wesley, da? Și mai aproape de timpul nostru, William Miller și pastorul Russell. Observați? O listă întreagă în care cei doi martori au fost ridicați până când au putut sta în picioare. Și astăzi stau acești doi martori în picioare? Apucă frica pe cineva de ei? Nu prea. Dar pe cine ar trebui să apuce frica cel mai mult? Pe noi care citim. Ascultați voi care tremurați la cuvântul Domnului. Aceasta este ceea ce ar trebui pe noi să ne doară. Tremurăm noi la cuvântul Domnului. Da, mergând mai departe, iată, este relatată de fapt aici ceea ce era normal. Marele pontif, auzând de acest Martin Luther, deci s-a înfiorat. S-a sculat din somnul de lene și lenevie în care el a intrat. Și s-a întrebat, cine este acest călugăr? Un nimeni care îmi tulbură somnul. Și a început, deci, să îl persecute. Dar în primul rând l-a chemat înaintea sa. Iată ce scrie Exodia despre aceasta. O astfel de încercare, spune istoricul despre care a vorbit, a venit nu peste mult asupra lui. Și Hristos, care locuia într-adevăr în el, s-a arătat gata să-l ajute, scriind despre presimțirea ce avea și despre înfățișarea lui în fața preoților papali, istoricul ne povestește. Sunt gata să răspund pentru mine însumi, zice Luther, nu din lipsă de atenție, nici în scopul de a câștiga bani. Am răspândit eu învățăturile pentru care sunt învinuit. Eu am învățat și sunt și susțin aceste învățături în supunere față de vocea inimii mele și față de jurământul meu ca doctor al Sfintelor Scripturi. Pentru preamărirea lui Dumnezeu, pentru salvarea bisericii creștine, pentru nimicirea întunericului, superstiției și abuzurilor strigătoare la cer, pentru răsturnarea tiraniei și a nelegiuirilor ce se practică în numeroasele ei forme. Astfel, hotărârea lui Dumnezeu s-a îndeplinit. A fost voința lui ca această lumină pe care el a aprins-o să fie așezată pe un munte. Îs cuvintele Domnului Iisus din Matei 5, 14. Ce suntem noi? Ce sunteți voi? Le spunea el ucenicilor. O lumină aprinsă pe un munte. Deci, iată, aceasta a fost lumina aprinsă pe un munte, care nu era muntele lui Dumnezeu, ci era o prefacere a muntelui Dumnezeu, dar apare o lumină, Martin Luther, care încearcă să arate prin lumina pe care avea, deci, monstruozitatea acelui sistem care domnea la vremea respectivă. Da. Și regii și împărații și prinții erau foarte ocupați cu aducerea la îndeplinire a ceea ce a hotărât Dumnezeu, cu toate că erau în toată necunoștința despre aceasta. Ne amintim în Apocalips, capitolul 12, de fapt, precursorul a acestei încercări și început al lui Luther, deci a venit apoi Revoluția franceză, care, de fapt, era o tentativă a marelui adversar de a trage un semnal de alarmă, nimic să nu se strice în acest sistem. Pentru că s-ar dezorganiza omenirea și ar aduce prăpăd. Așa a crezut Satan. Și atunci, de aceea se spune în Apocalip 12 că Satan, deci, sau balaurul, a aruncat după femeie un râu de apă. Dar ce spune acolo? Pământul a dat ajutor femeii și a înghițit râul de apă. Deci adevărurile aduse prin Luther, prin toți acești reformatori, sigur, ultimii n-au făcut parte din timpul respectiv. Deci aceste adevăruri, de fapt, au contribuit ca să ajute tot mai mult la decăderea acestui sistem. Și în cele din urmă, lucrurile, deci, s-au întâmplat. Regii și împărații
Europei au înghițit aceste adevăruri. E interesant că în cartea Apocalipsei 10 se amintește că, într-adevăr, deci un înger va striga tare cum răgnește un leu. Ei, leul acesta care este arătat în Apocalips 10 este tocmai acest înger al șaselea care a început să arate adevărurile extraordinare care conțineau cei doi martori și în care se găsea, de fapt, adevărul referitor la planul lui Dumnezeu. După aceea se relatează acolo că au apărut 7 tunete. Și Ioan s-a apucat să scrie referitor la cele 7 tunete ce auzea el. Și un înger a spus, oprește-te, să nu scrii ce au spus cele 7 tunete. Ce este aici, de fapt? Adevărurile revoluției care au urmat după franceze au fost niște adevăruri dureroase, în care unii deci au dorit să se facă gurile lui Dumnezeu fără ca ei să fi fost învestiți cu aceasta. Apoi au fost dezastrele care au adus Revoluția franceză. Vă amintiți cu toți ce orori s-au întâmplat atunci. Deci, dacă erau permise să fie scrise toate acelea, deși istoricii mai târziu au răscolit istoria și au scris despre acele lucruri, totuși, dacă ele erau înregistrate în Sfintele Scripturi, sigur că deturna adevărul și să dădea mai multă consistență acelor istoricii. Și așa oamenii vedeți că exagerează prin istoriile lor. Ce s-ar fi întâmplat dacă s-ar fi spus tot ce s-a întâmplat după această mare revoluție? Însă să ne întoarcem la Luther. Da, iată ce spune istoricul. Când i s-a spus că toate anvoanele franciscanilor și ale dominicanilor, tună și fulgere, ocări și afurisienii la adresa sa, Luther a exclamat, o, cât de mult mă bucur când aud aceasta. Era conștient că s-a supus voinței lui Dumnezeu, că Dumnezeu este cu el. Atunci de ce să-i fie teamă? Curățenia și sinceritatea inimii și a conștiinței nepătate de nicio nelegiuire sau faptă rea dăruiesc mult, de fapt, omului lui Dumnezeu o putere tainică, indestructibilă, care nu-l părăsește, o putere care îi dă siguranță biruinței asupra vrăjmașilor, care e mai invulnerabilă decât o platoșă de diamant pe care nu o poate străpunde niciun fel de armă. Istoricul spune mai departe că o mare mulțime de oameni se ținea după el când s-a apropiat de locul mare încercări din mulțime, se auzeau strigete ca acestea. Aici în Worms sunt o mulțime de cardinali și de episcop. Vei fi ars de viu. Observați gloata, dragi frați și surori. De ce vă aduce aminte această afirmație? De gloata ce-l urma pe Domnul Iisus. La moarte cu el. N-avem nevoie de el. Priviți și acolo. Luther a avut parte de așa ceva. Gloata să strige împotriva lui. Vei fi ars păruc, să știi. Pentru că te-ai împotrivit sistemului. Acesta este omul care Satan l-a indus în eroare. Da, a văzut sistemul corect, iar cel ce protesta împotriva acestui sistem incorect era săracul văzut exact invers. Da, trupul tău va fi făcut cenușă ca lui Hus, dar nimic nu-l putea zgudui de fapt pe acest om. Absolut nimic, dragi frați și surori. Da. Răspunsul său era, chiar dacă ei ar aprinde un foc al cărui flacără s-ar întinde din Worms până la Wittenberg și s-ar înălța până la cer, eu și atunci în numele Domnului Iisus Hristos aș trece prin el și m-aș înfățișa în fața lor. Căci chiar dacă aș ajunge în gura crocodilului și dinții lui m-ar strivi și atunci aș mărturisi numele Domnului nostru Iisus Hristos. Observați ce tărie a avut acest om. Când era pe drumul acesta, Luther a fost întâmpinat de o personalitate, un ofițer, care s-a apropiat de el și l-a bătut pe umăr și i-a spus în felul următor, tu ești omul care vrei să reformezi papismul? I-a pus această întrebare acelui om, care era în strâmtorarea respectivă, trebuia să prezinte în fața cardinalului. Da, i-a răspuns Luther, eu sunt acela.
Și eu încredințez această lucrare în mâinile Atotputernicului Dumnezeu, al cărui cuvânt și poruncă stau deschise înaintea mea. Ofițerul fu adânc impresionat de cuvintele lui și privindu-l cu blândețe îi zisese: scumpe prietene, ce ai spus tu înseamnă mult pentru mine. Eu sunt un slujitor al împăratului Carol, dar învățătorul tău este mai mare decât al meu și el te va ajuta și te va păzi și fii sigur de aceasta. Observați? Un om extraordinar care l-a încurajat. Ce credeți când a auzit Luther această încurajare? Ce a făcut? Mai înflăcărat a fost. Da, mergând mai departe, iată, învățătorul său a fost informat de către Luther ce are de gând să facă acesta. Sigur, acesta a fost Spalatinus, da? Un bătrân care era un păstor în Wittenberg și acest om îl sfătuia zicându-i: nu te duce la Worms. Luther i-a răspuns plecându-și capul și a spus: du-te și spune stăpânul tău că nu vei merge la Worms, chiar dacă acolo m-ar aștepta atâția diavol câte țigle sunt pe casă. Deci Luther a spus acelui om care era vorbitorul cuiva și reprezentantul cuiva: duce și spune acolo că tot dacă vor fi acolo orice și chiar diavol câte țigle sunt pe casă, tot mă voi înfățișa acolo. Observați ce tărie de caracter a avut omul acesta. În dimineața de 17 aprilie, de fapt, Luther, 1521, era foarte neliniștit. Da, era neliniștit și, iată, îndoiala apare, fraților, chiar și la acest om mare și puternic. A apărut deja efectul fricii. Singur în fața acestor oameni care erau gata să ia viața. Așa cum vă amintiți, Daniel era în groapa cu leii. Leii erau gata să-l înghite, numai că a intervenit cineva și le-a închis gurile acelor lei. Altfel, imediat era terminat Daniel. Așa era Luther. Să ascultăm cum s-a rugat Luther. O, Dumnezeule atotputernic, veșnicule Dumnezeu, cât de înspăimântătoare este lumea! Iată cum își deschide gura ca să mă înghite! Și cât de slabă este credința mea în tine, o slăbiciune a cărnii și puterii diavolului. Dacă în careva măsură soarta mea atârnă de sprijinul acestei lumi, atunci totul este pierdut. Vedeți? Când ne sprijinăm pe lume, nu iubiți lumea, nici lucrurile din ea, că nu duce departe. Observați cât de repede se duce această lume. Da. Și iată ce spune el mai departe. O, Dumnezeul meu, ajută-mă împotriva înțelepciunii acestei lumi. Fă-mă aceasta, te rog, ar trebui într-adevăr să faci aceasta. Lucrarea nu este a mea, ci a ta. Eu nu am nimic de căutat aici, nimic pentru care să mă lupt cu acești puternici ai lumii. Aș fi mai bucuros să-mi petrec zilele în pace și fericire, dar aceasta este lucrarea ta și ea este dreaptă și veșnică. Ajută-mă, Doamne, ajută-mă! Așa a spus Luther în rugăciunea sa. Și mai departe, sigur că Luther în cele din urmă s-a înfățișat la Worms în fața acelor oameni care îl trăgeau acum la răspundere pentru ce a făcut. Pe masa unde trebuia să fie înfățișat el, în sfârșit erau puse cărțile lui. 20 de cărți erau acolo sau volume. Prima întrebare care i s-a adresat lui Luther: recunoști că tu ai scris aceste cărți? Da. A recunoscut: da, eu le-am scris. Dar i s-a pus a doua întrebare lui Luther, la care el de fapt n-a vrut să răspundă. A spus: dați-mi timp ca să pot să vă răspund la întrebarea aceasta. Pentru că dacă s-ar fi pripit și ar fi dat un răspuns care nu era concordant cu ceea ce el începuse, era deja un pericol. Și atunci a început spunându-l acesta: dați-mi un răgaz. Și i-au dat un răgaz de o zi, de dimineața până seara la
4, aproape o zi, i-a dat un răgaz. După care, iată, a mers cel însărcinat cu procesul lui și l-a anunțat, trebuie să vii să te prezinți înaintea celor ce trebuie să le răspunzi. Și să-l auzim pe Luther ce spune. Ușile galeriei s-au deschis, Luther a intrat mulțimi de oameni s-au înghesuit pe uși după el, împiedicându-l să înainteze, dar ostașii au făcut ordine și au deschis drumul lui Luther. El a intrat liniștit și demn, oprindu-se înaintea tronului ocupat de împăratul Carol V, toate privirile erau ațintite înspre el. După câteva clipe de liniște s-a ridicat Ioan Eck, cancelarul arhiepiscopiei, da? Și a început vorbirea emoționat și pe un ton ridicat într-o limbă latină, apoi în germană zicând: Martin Luther, maestatea sa, sfântă și nebiruită, te-a invitat înaintea tronului său în ascultare de sfatul statelor, sfintelor, împărății romane, ca să răspunzi la întrebările ce ți se vor spune. Observați ce dimensiune a dat acest reprezentant sistemului, Sfântului Imperiu Roman. Uite, ești chemat să dai răspuns aici. Vom trece peste aceasta, da? La a doua întrebare, ești dispus să retractezi aceste scrieri ale tale? Aceasta a fost întrebarea care Luther nu s-a grăbit să-i dea răspuns la momentul respectiv. Pot fi sentimente, fraților, care în fața ispitei să ne poată răpune. Și atunci este bine să ne oprim pentru un timp, să medităm în mințile și inimile noastre ce răspuns să dăm, cum să procedăm. Aici s-a găsit Luther și de aceea a cerut să-i se dea un timp de gândire la întrebarea aceasta. Retractez sau nu retractez? Apoi, la ora 4, fiind luat, a fost dus în fața acestora și a spus clar și categoric. A spus, dacă aș retracta aceste lucruri, n-aș fi eu cel care Domnul l-a folosit pentru aceasta. M-aș împotrivi stăpânului meu din ceruri și atunci n-aș putea fi demn de unul care să-i urmeze Domnului meu, care a murit și a fost în stare să moară. Nu voi retracta, ci dimpotrivă vreau să vă spun că chiar dacă sângele meu acum ar începe să curgă, toată Europa se va împotrivi și va curge mult mai mult sânge în toată Europa, pentru că adevărurile acestea, sigur că Luther le-a răspândit peste tot în Germania și apoi prinții Europei, în special în Elveția, da? Toți au înghițit aceste adevăruri. Astfel, acest om extraordinar, dragi frați și surori, a reușit să facă, de fapt, să se scoale în picioare cei doi martori și apoi a început procesiunea până la 1799 și apoi, scurt timp după aceea, societățile de Biblie au început lucrarea măreață de scoatere în relief acestor doi martori și adevărului. Și noi avem, de fapt, după 1800, de fapt, vă amintiți, explozia de Biblii în toată lumea și în toate limbile posibile la timpul acela. Ce să mai spunem în zilele noastre de astăzi? Deci libertatea de a studia Biblia nu este că cineva dintre noi a câștigat-o. Iată eroi, fraților, care au stat în picioare și care s-au împotrivit unui sistem și au fost gata să plătească cu viața această temerară, să zicem, luptă a lor. Suntem îndemnați să nu uităm niciodată pe acești oameni, să ne aducem aminte de acea luptă îndârjită pe care ei au făcut-o. Timpul sigur că nu permite să mă duc mai departe, îi mulțumim Domnului pentru că ne putem aduce aminte de aceștia. Lista pe care Apostolul Pavel o enumeră în Evrei 11, acea listă, poate că am putea alcătui încă o listă la aceea, și câțiva dintre ei am văzut deja, amintiți, dar pe parcursul vârstei evanghelice. Timpul va dovedi, de fapt, cât de lungă e lista a martorilor din Noul Testament,
care toți au luptat pentru credința dat odată Sfinților pentru totdeauna. Amin.